Bună ziua, numele meu este Andreea Titire și vă mulțumesc că ne sunteți alături de data aceasta într-un proiect nou. Proiectul acesta își dorește să aducă împreună profesori noi, aflați la început de drum, și profesori cu experiență mai amplă la catedră, care sunt dornici să le oferăm sfat, să-i încurajeze pe această cale care, așa cum știm cu toții, nu este de cele mai multe ori ușoară, dar cu siguranță este întotdeauna frumoasă. Astăzi o vom cunoaște pe Mara, profesor de limba engleză la Liceul Tehnologic din Zorlei, și ne va povesti câteva din aspectele mai puțin plăcute cu care s-a confruntat ea în timpul experienței de 3 ani în învățământ. După ce o vom asculta și viziona, o să vă rog să ne comunicați de câte ori v-ați confruntat voi cu situații similare, cum anume ați reușit să le faceți față sau să le depășiți. Bună ziua! Sunt Mara Potop și predau limba engleză de 3 ani. Ca orice profesor aflat la început de drum, am întâmpinat și eu o serie de dificultăți. Dificultăți care nu țin neapărat de o anumită persoană, ci mai degrabă de o circumstanță și care nu au făcut decât să îngreuneze procesul didactic. Predarea în regim simultan în mediul rural reprezintă o mare provocare pentru un profesor debutant și nu numai. De la binecunoscutele planificări și proiecte didactice, până la punerea în practică a activităților pentru ziua în curs. A lucra cu mai mult de o clasă implică multă creativitate, multă răbdare, multă documentare și organizare, planificare până în cel mai mic detaliu. Relația de colaborare între profesor și elev este esențială. Documentarea pe cont propriu pentru un profesor obișnuit și pregătit să predea pentru o singură clasă este crucială. A ști unde să cauți informațiile, a avea pe cineva care să te îndrume, care să-ți explice care sunt pașii de urmat, este esențial în momentul în care un profesor intră în sistemul de învățământ. Așadar, predarea în regim simultan nu este o provocare doar pentru profesor, ci și pentru elev, elevul care este nevoit să se adapteze și care trebuie să performeze în acest mediu școlar.